Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Fecioară pentru luna septembrie. Numele meu este Camisea, de la canalul Camisea, 1001 de tălmăciri. Dacă nu știți cum se scrie numele meu, îl găsiți ca întotdeauna aici mai jos. Fecioare, cei născuți în această zodie și care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu o fecioară, astăzi vom tălmăci și răstălmăci energiile generale ale lunii septembrie. Să vedem ce se îndreaptă către voi, ce vă așteaptă și cum veți face față situației. Iar în partea a doua, Camisea vine cu un subiect foarte fierbinte în tălmăcirea metafizică. Vom vorbi despre ghizii spirituali și cum puteți să luați legătura cu ei. Un subiect care a fost de foarte multă vreme cerut, iată, luna septembrie aduce din nou tălmăciri metafizice pe canalul gratuit Camisea 1001 de tălmăciri. Dacă nu v-ați abonat încă, abonați-vă, este gratis și va fi întotdeauna așa. În privat facem tălmăciri pe bani. Dacă doriți să mă contactați, apăsați pe linkul pe care l-am postat în descrierea acestui videoclip. Pe pagina mea de Facebook, nu mă căutați după nume sau cine știe pe unde, că nu știu pe unde ajungeți. Haideți să vedem, dragii mei, fecioare. Energia voastră generală în luna septembrie. Cum intrați în această lună? Ce vă caracterizează? Șasele de cupe. Atașamentele emoționale. Vedem aici personajele care sunt, iată, foarte sensibile din punct de vedere emoțional, se gândesc la persoanele pe care le-au un suflet foarte mult. Vedem vise, vedem dorințe, vedem comunicare telepatică cu cei dragi. Persoanele dragi sunt pe primul plan în această perioadă la fecioară. Cine sunt aceste persoane? La foarte mulți dintre voi văd copiii. Cei care aveți copii, copiii vor fi pe primul plan. Dacă nu aveți copii, sunteți voi copiii. Avem șaptele de monede. Niște roade care trebuie culese. Iată o așteptare, aceste atașamente încep să dea roade, vedem aici, pentru fecioară. Ce frumos! Începeți să vedeți lucrurile de valoare, să apreciați mai mult aceste persoane cu care aveți legături spirituale. Pot să fie persoane din familia voastră spirituală. Vorbim despre o familie lumească, care sunt rudele voastre de sânge, și vorbim despre o familie spirituală, care sunt persoanele cu care vă conectați la un nivel mult mai înalt decât cel fizic. Te întâlnești cu o persoană cândva și spui, parcă îl cunosc de undeva, parcă l-am mai văzut, parcă l-am știut. Îți intră în suflet și în inimă. Deci o persoană va rămâne și peste ani și ani de zile îți vei aduce aminte de aceste persoane. Vedem cum și persoane din trecutul vostru încep să se întoarcă în energia voastră în această lună și veți vedea o evoluție în aceste persoane, o maturitate. Iată, veți vedea roadele unor chestiuni din trecutul vostru emoționale în legătură cu alte persoane. Avem cavalerul de cupe. Să se întoarcă oare cineva din trecutul vostru la unii dintre voi? Cei care îl mai așteptați pe acest cavaler călare pe un cal nervaș, să se întoarcă din trecutul vostru, este posibil să dați nas în nas cu el. Vedem cum se îndreaptă către voi o persoană atașată emoțional. Însă de data aceasta vedem aici că după o stagnare, șaptele de monede este o stagnare. Așteptați de multă vreme. Veți avea niște întâlniri, vedem aici, cu persoane care sunt foarte importante pentru voi în această lună. La unii dintre voi, acum nu o să fie toată lumea, se întoarce un iubit sau o iubită în energia voastră. Ia să vedem. Ce dați la spate? Wow! Dați la spate o tăcere cu cineva pe care îl iubiți. O absență o dați la spate. Îți spun cineva,
Dar nu neapărat acum că vine posta iubire și vă împăcați cu ei și rămâneți cu ei. Este vorba despre cineva pe care poate l-ați ignorat, poate ați făcut o pauză în comunicare cu această persoană, dar nu ați scos pe această persoană din sufletul vostru. Oare ce se întâmplă în luna aceasta? Pentru că vedem că vă intră din nou în energie, însă este cu o dragoste matură. Poate să fie un părinte, poate să fie un coleg, un prieten, un vecin care se întoarce în anturajul vostru sau poate să fie chiar un fost iubit sau o fostă iubită. Cinciul de spade, cineva cu care ați fost certați, nu o să fie la toată lumea un iubit. Sunt oameni care vin și spun, pe ce îmi zici mie, băi, de iubit, că eu sunt bătrân, eu sunt așa, cine mai mă iubește pe mine? Este cineva la care, să spunem așa, a ținut foarte mult. Ați avut o pauză în comunicare, o ceartă, o energie agresivă care nu v-a convenit în legătură cu această persoană, poate este un fost coleg cu care vă întâlniți, cine știe, de școală, cine știe de când, din copilărie, un vecin. Dăm exemple, dragii mei, pentru că cu toți ne dorim să fie un fost iubit, nu-i așa? Poate să fie și un fost iubit, însă văd cum ați avut o ceartă cu această persoană, ați plecat cumva supărați, însă acum revine în energia voastră. Da? Asul de bâte, dați la spate pe ceva pe care, să zicem că v-ați supărat, dați supărarea la spate. Dar mai dați la spate aici și pretenția. Vedem, asul de bâte este o deblocare a unui drum pe care atunci când porniți cu o anumită persoană, mergeți departe cu entuziasm. Nu veți mai avea așa mult entuziasm cu această persoană, așa cum a fost poate la început. Deci dați la spate și entuziasmul pentru că ați, din experiența voastră proprie, ați înțeles că acel entuziasm nu a dus nicăieri, a fost o pauză, vedem, dați la spate entuziasmul, dar se întoarce în energia voastră această persoană, dați nas în nas cu ei. Cu cine o să dați voi nas în nas luna aceasta? Fiecare cu cineva diferit, probabil, dar vedem cum la tot se va manifesta într-un fel sau altul această energie. Ce se îndreaptă către voi în luna septembrie, dragi fecioare? Iubirea. Mă, ce-i cu fecioarele? Iubirea renaște iubirea pentru fecioară, după o pauză, după absență, după așteptare, după supărare. Renaște iubirea în sufletul vostru. Regina de cupe, ea se uită față în față cu acest cavaler de cupe. Se uită la el și spune, bine ai venit în sfârșit. Iubirea vieții mele poate să fie un copil care se întoarce acasă. Un părinte, un soț, cine știe cine se întoarce acasă, este primit cu dragoste această persoană, cu brațele deschise, soarele, wow, împăcare, bine ai venit, iubire, căldură, lumină. 10 de cupe, ce se întâmplă cu fecioarele în luna aceasta? Măi fecioare, mai îmi scriați așa pe un comentarii, spuneați, băi, camiseo, la fecioară, nu mă adă rău. Ei bine, uite că a venit rândul vostru să vă cadă niște cărți fabuloase în luna septembrie. Dar nici o zodie nu mi-a căzut așa. Și se îndreaptă către voi iubirea. Dar iubirea, dacă o primiți cu brațele deschise, ea va veni și va rămâne, vedem aici, cu o mare satisfacție emoțională. Nu spunem acum că mâine te vei căsători cu această persoană. Dar îți va aduce o mare bucurie și căldură sufletească dacă îi primești cu brațele deschise. Vedeți dumneavoastră, foarte mulți oameni își imaginează acum, mamă, vine fostul iubit și ne împăcăm și ne căsătorim. Este mai mult o împăcare sufletească în care există iertare, există compasiune, vedem, există o inimă deschisă, da? Pentru a menține anumite legături favorabile cu această persoană, dar entuziasmul, oarecum așteptările voastre vor fi realistice de data aceasta. Armonie văd în casa voastră, armonie văd un copil, dacă se întoarce, văd armonie cu copiii voștri. Acest lucru îmi cade foarte frumos aici.
mai ales dacă vi se întoarce un copil acasă, sau poate ca părinte mergeți voi acasă la copii. Văd aici un copil care vine și se îmbrățișează, mama îl îmbrățișează pe acest copil. Și pot să fie și doi iubiți, nu neapărat un copil. Pot să fie soț, soție, pot să fie un fost coleg, oricine, dar este o energie de dragoste extrem de frumoasă. Dacă nu se întoarce nimeni din trecutul vostru, poate întâlniți pe cineva care face parte din familia voastră spirituală. Știți cum sunt oamenii aceștia? Vă intră pe sub piele, vă intră în inimă, de când îi vedeți de la prima vedere, veți spune, parcă îl cunosc de undeva. Deci dacă nu ți se întoarce un fost, o fostă, vei întâlni pe cineva în genul acesta. Dar frumos de tot, frumos, cu soare, cu bucurie. O să spui acum, da, dar e un iubit? Poate să fie și un iubit, poate să fie un prieten numai, pe care îl întâlnești și simți așa că îți intră în inimă. Deci o să iasă după toată treaba asta. Cavalerul de bâte, revine pasiunea. Ce se întâmplă cu fecioara? Este o lună favorabilă iubirilor. Cu împlinire, cu fericire, găsirea de parteneri compatibili. Câtă energie vedem aici. Pasiune, dragoste. Chiar sunt curioasă acum să-mi scrieți în comentarii. Să-mi scrieți, dragii mei, pentru că de mult nu v-a mai ieșit așa. De mult. Treiul de monedă răsturnat. Totuși, avem aici, parcă cineva nu crede. Treiul de monedă răsturnat este, parcă zici, nu sunt eu. Nu sunt recunoscut eu ca fiind această persoană. Foarte interesant. Parcă vreți să stați ascunși la un moment dat. Cinciul de monedă răsturnat, da. Deci cineva care a fost lăsat cu ochii în soare, văd aici că ori își ia o revanșă față de cineva din trecut cu care a avut o problemă, ori dacă nu, întâlnește pe cineva nou. Vedem aici, are o teamă de părăsire, parcă nu are entuziasm, spune, nu o să mi se întâmple mie așa ceva, nu pot, nu există, nu cred. Însă o să vi se întâmple. Pentru că vedem, vreți, nu vreți, aici întâlniți aceste persoane. Vreți, nu vreți, aveți o vindecare cu aceste persoane, vă dau energie în această lună. Foștii, fostele, știu eu, colegi, cine sunt, iubiți, soți, vă dau energie. O să vă vindecați o karmă de părăsire aici și o chestiune care nu a mers va reveni în energia voastră și vă va da putere. Cel puțin lăsați loc de bună ziua dacă nu vă împăcați cu ei și aveți așa o vindecare și o ușurare, spune, uf, acum sunt liber, sunt fericit, sunt mândru și pot să plec mai departe în viața mea sau rămân cu această persoană sau întâlnesc pe ceva nou. Dar aveți o vindecare legătură cu ceva din trecutul vostru care n-a mers. Lumea vrea să știe, doamne, toți acum din fecioară mâine își găsesc iubirea. Da, așa să fie, să vă găsiți iubirea, uite așa. Ce se află în temerile voastre? Vă este teamă de viitor, vă este teamă că nu o să iasă nimic. Nu mai aveți entuziasmul din trecut și uite acum dă norocul peste voi. Lasă mai bine. Mai bine să nu aveți așteptări. Așteptările voastre sunt în temerile voastre. Mai bine să nu aveți așteptări și să se întâmple mai bine. Să vă fie bine de acum încolo. În iubire, luna septembrie fabuloasă. Aveți temeri, dar ce contează? E o lună fabuloasă. Nouăle de cupe în poziție răsturnată. Voi se teamă că nu o să fiți satisfăcuți, voi se teamă că nu o să vă placă, că o să dați eșec. Dar nici temerile astea nu sunt foarte, foarte mari. Asul de spade, ce ziceți? Eu, nu pot eu. Nu pot să iau hotărâri în viața mea, vă e teamă să luați hotărâri? Aveți oarece teamă de singurătate și de viitor, vedem aici. Sunteți tocmai necredinciosul. Ziceți, nu cred, domne, nu cred până nu văd. O să vă arate universul că se poate, iubire. Mai bine așa. Haideți să vedem ce o să iasă din toată chestiunea asta. Abordarea conștientă pentru fecioară. Regia de monede. Mi-era teamă să mai trag o carte să zic să nu se strice aici socoteala. Nu se strică. Din potrivă, este foarte bine. Regia de monede este persoana așezată. Vedem pentru femei. Femeile cred că își recapătă încrederea și își recapătă speranța, cred că se vindecă femeile, bărbații
Poate își găsesc femeia ideală, cine știe. Bărbații îmi cad ușor pe negativ aici, cred că bărbații renunță la o anumită sensibilitate și încep să înțeleagă mai bine ce înseamnă relația cu femeile. Încep să înțeleagă mai bine ce înseamnă o armonie, ce înseamnă să te implici, ce înseamnă să ai răbdare, ce înseamnă să fii sufletește acolo și nu numai dintr-un instinct primordial să fii lângă o femeie, ci să fii sufletește lângă această femeie, ce pe bărbatul să se trezească, vedem aici. Dar ne cade femeia cu mare, mare echilibru, emoțional, material. Aceste femei își revin cu picioarele pe pământ, vedem. Dacă sunteți bărbați, femeia din viața voastră este reală. E acolo pentru voi, cu dragoste. Bărbații sunt mai neîncrezători. Femeile sunt mai încrezătoare. Dacă aveți de-a face cu un bărbat fecioară și are ușor așa toane, lăsați-l, că o să-i treacă, o să se convingă. A avut el o experiență de viață. Dacă este vorba despre o femeie fecioară, ea vine în puterea sa și trece. Nu-i mai este teamă de părăsire, nu-i mai este teamă de nimica. Femeie fecioară. Iar bărbatul fecioară va înțelege ce fel de femeie își dorește. Luna răsturnată. Adevărul care este la iveală. Secretele nu mai stau ascunse, totul este pe față, în lumină. Ne cade foarte frumos, ne cade soarele în picioare și dedesubt luna răsturnată. Metafizic, ce înseamnă acest lucru? Din punct de vedere metafizic, înseamnă că luna este apusă și soarele este răsărit, deci pe strada voastră este lumină, căldură. Când luna este apusă, noaptea neagră sufletului a apus, a ieșit soarele. Da? Se anunță o perioadă favorabilă și plină de belșug pentru voi și casa voastră. Iar cinciul de monede răsturnat ne arată cum treiul de monede răsturnat, ceva care nu a mers, prinde o nouă putere, un nou entuziasm, curaj, vedem aici. Și nu se putea să încheiem această tălmăcire fără regele de spade răsturnat. Energia tăioasă încă mai persistă, dar nu o să vă afecteze, să știți. Regele de spade răsturnat este personajul care se opune, care îți impune, însă nu prea mai are cum să facă aceste lucruri, pentru că regina de monede este cu spatele la el, nu-l mai ascultă. Personajele din viața voastră care doresc să vă țineți sub control, iată, luna este răsturnată, nu mai au nicio influență asupra voastră. Voi vă uitați la ceea ce aveți palpabil în viața voastră, ceea ce țineți în mână, nu-i minciună, cum se spune, și nu mai ascultați de intrigile celor din jurul vostru. Vedem cum ați avut de-a face cu un bărbat, vedem unele dintre voi care, cu care ați luat o perioadă de tăcere. Dacă acest bărbat se întoarce în energia voastră, voi v-ați schimbat. Și ei s-au transformat și voi v-ați schimbat, dar femeile fecioare nu se vor mai uita la bărbații care nu s-au schimbat. Dacă acest bărbat nu este schimbat, dacă vine cu aceeași atitudine, ea vede acum totul pe față. Nu o să mai fie teamă de el. Atenție mare! Dacă aveți de-a face cu fecioare, să știți că fecioarele sunt transformate și sunt pregătite pentru iubirile adevărate. Haideți să vedem ce ni se spune despre ce trebuie să știți voi în luna aceasta, în comunicare, cum să comunicați mai bine cu cei din jurul vostru. Indiferent cine sunt ei, ce trebuie să știți în comunicare. Avem luna din nou, avem îndrăgostiții și avem regia de spade. Deci, haideți să vă arăt și cărțile. V-a căzut a doua oară luna. Luna sunt secretele. Sunt lucrurile ascunse, ceea ce este în umbră. În comunicare, ni se spune așa, secrete vor ieși la iveală. Lucrurile ascunse nu mai pot fi ținute ascunse. Lucrurile se vor spune pe față. Este alegerea voastră să spuneți aceste lucruri pe față.
indiferent că cealaltă persoană ascultă sau nu ascultă, că îi convine sau nu îi convine, Fecioara va spune lucrurile pe față. Ceea ce este ascuns iese la iveală. Iată luna și iată cei doi ies la iveală, goi goluți, în lumina soarelui, după ce au stat în umbră și legea de spate vine cu adevărul suprem. Deci nu veți mai avea de ce să vă mai ascundeți. Vedem aici soarele deasupra. Da? Deci aici a fost luna și a ieșit soarele deasupra, este soarele și persoanele sunt goale. Deci ies în lumină adevărurile și tăioasa de regină de spade care nu o interesează. Spune ce e în gușă și în căpușă. Comunicări pe față. Haideți să vedem ce trebuie să știți voi în luna aceasta despre încredere. Regia de monede, nebunul și asul, nu asul, este pajul de cupe. Uitați ce frumos! Regia de monede, cei în mână lui minciună, nebunul nu crede, aici lucrurile care nu sunt palpabile, și pajul de cupe care vine cu intenții frumoase, nevinovat, și puteți să învățați despre încredere, este că persoanele neînsemnate, pe care poate uneori nu dați doi bani, vor veni și vă vor aduce cele mai drăguțe chestii în luna asta. Vă vor face cele mai frumoase și plăcute surprize. Persoanele la care nu vă așteptați, iar voi, pentru că sunteți regia de monede, sunteți foarte focusați pe lucrurile reale, nu credeți în, știu, bazaconii care vin spre voi, numai și numai lucrurile verificate le credeți, veți avea surprize de la persoane care vi se par de neîncredere, tocmai aceea vă vor aduce frumoase, frumoase surprize emoționale. Da? Și veți învăța ceva despre o persoană care vi se pare așa mai fluturatic. Dar vor veni spre voi persoane imature, vedem. Și voi, cu capacitatea voastră de înțelegere, îi veți învăța ceva despre încredere pe acești oameni. Sunt oameni cu intenții bune, să știți. Bun, mai departe, trebuie să vedem ce trebuie să știți voi în această perioadă despre iubire. Nici ne-am apucat să spun iubire, care cade din nou aceeași carte, 6 de cupe, care a căzut la începutul tălmăcirii. Este dintr-un alt pachet, dar este aceeași carte. 6 de cupe, priviți, este cel care este atașat emoțional și revine în actualitate cu o răsplată, cineva din trecutul vostru. Mi se confirmă acest mesaj. Va aduce un răspuns, va aduce o vindecare, va aduce un echilibru. Ori voi aduceți cuiva din trecutul vostru acest lucru. Avem un mesaj aici pentru o fecioară, nu are legătură cu ce vorbim. Este un mesaj specific pentru cineva. Vedem aici care este părăsit, lăsat cu ochii în soare și care spune ce mă fac, ce mă fac, unde mă duc, că nu mă vrea nimeni și sunt al nimănui. Această persoană care te simți așa, vei fi bine. Vei găsi fericirea, vei găsi iubirea, vei găsi un loc cald pe pământ și te vei reface. Vedem, este o perioadă acum trecătoare care va trece foarte repede, pentru că destinul nu te va lăsa așa. Asta a fost un mesaj. Dacă ești tu acela care încă mai ai teamă că ești părăsit, te vei reface, îți vei găsi un loc cald. Și haideți să vedem ce ne mai spune tarotul. Mai avem un mesaj, iarăși pentru cineva vedem un bărbat care își revine financiar. Cine este acest bărbat care se ocupă de finanțele sale, de un job mai bun? Mergi, dacă ești bărbat și ocupă-te, poate să fie ceva la un drum, nu la toată lumea este la drum, dar acest bărbat își găsește stabilitatea financiară în această perioadă. Îndrăznește, dacă ești bărbat, pe muncă, pe finanțe, vei merge înainte. Și haideți să vedem dacă ne mai spune ceva tarotul despre dragoste pe luna septembrie la fecioară. Avem pajul de spade. Pajul de spade aici ne spune că adevărurile, iată, și în iubire.
adevăruri, explicații, vești, poate că cineva din trecutul vostru vine cu un mesaj, te găsește nu știu unde, pe ce chestiune de asta de socializare, știu eu, Facebook sau mai știu ce folosiți, că nu sunt la curent cu chestiile astea, dar cineva te găsește, cineva îți trimite mesaj în iubire, cineva din trecutul tău sau cineva cu care ești atașat emoțional, vedem, cu o răsplată și un adevăr. Mai departe, dragii mei, eu voi face curățenie pe masa de lucru și începem tălmăcirea metafizică. Nu pleca! Fecioare, ați rezistat până aici? Dacă ați rezistat, lăsați-mi un comentariu să mă bucur și eu. Astăzi, dragii mei, în tălmăcirea metafizică vom vorbi despre ghizii spirituali și cum puteți lua legătura cu ei, cum puteți învăța să comunicați cu aceste entități de lumină. Am deschis și secția de comentarii, care este întotdeauna deschisă pe canalul meu, dar vă invit astăzi să faceți comentarii și să ne spuneți povestea voastră atunci când ați simțit că un înger v-a atins în viața voastră. Spunem înger păzitor sau ghid spiritual, n-are importanță. Nu vom pune etichete pe aceste ființe de lumină, pe aceste entități care sunt pe frecvențele înalte. Este viziunea mea. Așa văd eu lucrurile, de aceea expun pe acest canal tot ceea ce eu văd în mod original. Și bineînțeles că dacă puneți comentarii să aveți respect față de munca mea, tot respectul față de lucrătorii religioși, nu am cunoștințe religioase să cunosc ierarhiile celeste și îngerești, așa cum sunt scrise la carte în religii. Cum poți intra în legătură cu ghizii spirituali? Îngerii păzitori. Sau cum doriți să-i spuneți? Nu are importanță. Omul ajunge să ceară ajutorul acestor entități atunci când poate ajunge într-o situație disperată în viața sa, când nu mai are nicio resursă, când nu mai are nicio rezolvare. Își mută atenția și spune, trebuie să existe ceva care să mă poată ajuta pe mine în această viață. Și cu toate acestea, uneori, parcă nu primim răspunsul. Este pentru că omul se concentrează foarte mult pe nevoile sale. Și ceva spunea, numai un suflet curat poate să vadă un înger. Dar oare ce este un suflet curat? Din punct de vedere metafizic, așa cum mi se prezintă mie această explicație, un suflet curat este un suflet fără intenție. Când cer ajutorul unui ghid spiritual, cer pentru că am această intenție să aflu, să-mi spună ghidul spiritual pe unde să o iau, ce să fac, că asta este meseria lui, probabil datoria lui sau a ei, ghid spiritual, să vină și să mă îndrume, să-mi spună unde îmi găsesc iubirea, banii, să fac viața mai ușoară. Și ghidul spiritual se va uita la tine cu multă iubire și îți va spune, aceasta este datoria ta să găsești calea. Eu sunt aici pentru tine să te susțin, să te îmbogățesc cu cunoaștere și cu iubire. Dar cum e că nu simt, nu știu, vreau răspunsuri, să-mi spună ghidul spiritual, spune omul. Ei bine, dragii mei, din experiența mea de viață am să vă împărtășesc astăzi câte ceva. Oamenii, atunci când cheamă pe ghizii spirituali din nevoie, condiționează această comunicare. Cu cât condiționăm mai mult această comunicare, trebuie să vii, că dacă nu vii, nu mai am încredere. Dacă nu vii, nu mai cred, Doamne, nu mai cred în tine, ești un înger rău, nu m-ai ajutat niciodată, gata, nu mai cred în tine. Ai liber arbitru. În momentul în care nu vei mai avea nicio intenție și nicio pretenție de la ghidul spiritual, se va întâmpla minunea. Dar vei avea dorința să cunoști această energie. De ce? Nu pentru că ai nevoie. Nu pentru că vrei să știi acum, să-ți spună, să fii tu mai deștept decât alții, ci pentru că ai o chemare.
Spune vino și noi te vom învăța și te vom iubi și te vom ocroti. Numai că trebuie să permiți. Omul este conectat pe energia tridimensională și se concentrează foarte mult pe corpul acesta fizic, că trebuie să-l hrănim, trebuie să-l îmbrăcăm, trebuie să-l coafăm, trebuie să-i punem pompoane, trebuie să ne, știu eu, să facem dragoste, să facem copii, să creștem copii, să mergem la muncă, să facem curățenie, să ne spălăm corpurile, să ni le dăm cu balsamuri, să le ducem la doctor, să le dăm medicamente, vitamine, să le ducem la soare, să le ducem la nu știu unde. Aceste corpuri sunt foarte importante, este vehiculul cu care noi călătorim în această lume și majoritatea timpului pe acest pământ ne ocupăm de menținerea și întreținerea corpului. De aceea nu putem să comunicăm cu frecvențele superioare, este ca un radio. Dacă dai pe o anumită frecvență, ești conectat pe această frecvență și asculți ceea ce se întâmplă pe această frecvență, acest canal de radio. Dacă schimbi frecvența, auzi un alt canal. Trebuie să schimbăm frecvența noastră mentală, măcar pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a ne elibera de adicția tridimensională a corpului, că trebuie să facă cu tare, cu tare, cu tare, zi de zi, zi de zi, zi de zi. Găsești un moment în care te duci undeva departe de lume, într-o pădure, la malul unei ape. Poate nu poți să te duci într-un astfel de loc. Te vei duce într-o cămăruță a casei tale, undeva într-un colț unde nu te deranjează nimeni și te vei așeza comod pe un fotoliu sau pe un pat, fără să ceri nimic, fără să ai nicio nevoie, fără să vrei nimic. Pur și simplu te vei așeza pentru a te relaxa. Și fiecare mușchi, fiecare nerv din corpul tău se va lăsa ușor și se va relaxa până când vei ajunge într-o stare de totală relaxare. Până când te vei simți ușor ca un fulg și vei pluti. Și nu vei mai avea nicio nevoie materială, nicio nevoie emoțională, nicio nevoie fizică, biologică și așa mai departe. Te vei lăsa ușor, ușor purtat de această energie. În momentul în care te vei simți ușor ca un fulg și vei zbura, vei vedea cu ochiul minții acele lumini feerice și atunci vei întinde mâna și vei spune: ghidului tău spiritual, sunt pregătit să merg cu tine într-o călătorie miraculoasă. Nu știu ce o să fie acolo, nu am nevoie de nimic, dar sunt pregătit pentru că, iată, respirația mea are un ritm calm. Inima este pe o frecvență calmă, controlată. Nimic nu mă deranjează, nimic nu mă sperie. Trebuie să te simți atunci tu plin de iubire, ca să recunoști energia plină de iubire a ghidului tău spiritual. Acesta va apărea. Îi vei întinde mâna mental, pentru că tu, corpul fizic, nu se va mișca. Ghidul spiritual va apărea, dar nu îi vei vedea forma. Poate că nu arată așa cum îi vedem pe îngeri în picturile, știu eu, din istoria omenirii. Oamenii au făcut aceste imagini pentru că noi, creierul nostru uman, trebuie să pună o imagine ca să aibă sens, unei energii, să punem un nume, să ne imaginăm cum arată în tridimensional acea energie. De aceea au pictat îngerii ca niște copilași cu aripi uneori sau ca niște ființe de lumină cu aripi. Fiecare înger, fiecare ghid spiritual are o formă a lui specifică pe care numai tu o poți vedea, pentru că numai creierul tău traduce această informație. Eu mi-am văzut primul ghid spiritual care a intrat în legătură cu mine ani de zile în urmă. Nu a fost Zeia, a fost altcineva, dar am văzut acea entitate fiind ca o nimfă de apă. Avea așa o păr de apă, un trup transparent ca apa, prin care cu ajutorul voinței tale puteai să vezi în interiorul acelui trup fluidele energetice, niște energii miraculoase. De-a lungul timpului, bineînțeles că o să capeți experiență în aceste comunicări, dar trebuie și un regim de viață special, trebuie și înclinația naturală a persoanei respective, însă oricine poate comunica cu ghizii spirituali, pentru că ei sunt alături de noi și abia așteaptă. Și când te vei simți liniștit, fericit, relaxat în totalitate și vei simți prezența ghidului spiritual care vine și
îți întinde mâna și îi dai mâna, energetic vorbind, vei simți acea atingere plină de lumină. Tot corpul tău va vibra, corpul energetic va vibra și vei simți iubirea, vei ști că este ghidul tău spiritual. Te va lua și te va duce într-o călătorie astrală. Vei trece prin tunele energetice, vei depăși barierele și pragurile universurilor, ale galaxiilor, vei merge în lumi paralele, vei auzi cu urechea minții tale acele sunete mirifice ale îngerilor care te vindecă. Sunt cântece și sunete pe care poate noi pe pământ doar ni le imaginăm, dar mental le vom percepe. Vom vedea culorile vivide, cristaline, vindecătoare. Vom vedea energiile atomice creatoare din universuri paralele și așa mai departe. Și vom face un tur de grație cu ghidul nostru spiritual și apoi ne vom întoarce înapoi în corpul fizic și ușor, ușor ne vom trezi. Și o să avem impresia că am fost undeva și am văzut atât de mult, atât de multe informații, dar nu mi-aduc aminte de nimic. Și acum scepticul o să vină și o să spună, păi ce faci noi aici, am pierzi timpul, m-ai dus în universuri paralele și n-am venit de acolo cu nimica. Ce se întâmplă în această călătorie este că informația se descarcă undeva în subconștientul tău. Iar pe parcursul vieții tale, când vei intra în niște probleme sau când vei căuta niște răspunsuri, ele vor veni instantaneu la timpul și la situația potrivită. Nu devii într-o dată înțelept și știi totul pentru că ai fost cu ghidul spiritual, ci încet, încet, pas cu pas, ți se vor da explicații mentale, vei auzi un cântec care poate l-ai ascultat de 7.000 de ori până acum și nu ți-a spus nimic acel cântec, dintr-o dată vei înțelege mesajul cântecului. Vei vedea un film care poate l-ai văzut de 3 ori, dintr-o dată vei percepe un alt înțeles al acelui film. Vei vedea o persoană și vei descoperi lucruri noi despre acea persoană. De ce? Pentru că această informație se descarcă pe parcursul vieții tale atunci când ai nevoie de ea și atunci când este momentul potrivit, descarcă în subconștientul tău și ai acces. Și bineînțeles că data viitoare vei merge din nou într-o călătorie astrală și cu cât mai mult te vei obișnui cu aceste frecvențe superioare, te conectezi cu ele, într-o bună zi vei putea să vezi ghidul spiritual, vei putea să vezi acești îngeri cu ochiul minții, le vei putea poate găsi un nume, iarăși numele. Multe persoane vin și spun, îmi spui cum îl cheamă pe ghidul meu spiritual. Numele ghidului spiritual trebuie să fie ales de tine, de subconștientul tău. Îți va suna ție într-un anumit fel. Sunetele au o frecvență. Frecvența pe care vine ghidul tău spiritual se poate transforma în sunete. Vei vedea un film, vei citi un roman și un nume ți se va părea special. Cum sună acel nume pentru tine? Sună vindecare, sună protecție, amăreție, sensibilitate, frumusețe. A ce sună acel nume? Vei ști că este numele ghidului tău spiritual. Nu ți-l poate da cineva, că e cineva mai deștept și știe cineva mai deștept. În citirile personale pe care le fac, am deschis sezonul citirilor personale, dragii mei, dacă doriți să mă căutați pe pagina de Facebook, care este postată în descrierea acestui videoclip. V-am spus să nu mă căutați, știu pe unde, că nu se știe unde ajungeți. Fac citiri mentale, karmice, cu ajutorul ghizilor spiritual, atât cât îmi permite mie cunoașterea și capacitatea să transmit pentru voi anumite mesaje, dar ce se întâmplă în aceste citiri metafizice? Le facem față în față. Am și consultații de 2 ore, față în față, dacă nu pot anumite persoane, bineînțeles, putem face înregistrări, dar ce se întâmplă în aceste consultații față în față, omul intră într-o transă, în direct, intră într-o transă și parcă se transformă și pe moment nu înțelege. Este exact ca și atunci când comunicăm cu ghizii spirituali. Pe moment nu înțelege, îi se pare un pic mai greu și după aceea se simte ușurat și vine acum am înțeles. Acum mi-am dat eu seama de anumite lucruri. Fac citiri cu tarot, bineînțeles, dar mai fac și citiri mentale. Știți că Mizea este mentalistă, nu este tarotistă, domeniul meu este metafizica, dragii mei. Haideți să vedem.
Dacă ai fost în această călătorie, ți-a plăcut alături de mine? Poate vei merge singur și te vei lăsa pe mâna aceasta de lumină a ghidului tău spiritual. Ce ne spun ghidii spirituali despre Fecioare în această perioadă? Care sunt aspectele vieții voastre asupra cărora nu aveți control? Păi cum să n-am control, o să spui? Că ai zis că sunt creatorul vieții mele. Ești creator, dar sunt anumite lucruri care deja sunt create pentru tine și sunt gata să se manifeste. Ai lucrat mult la aceste lucruri, sunt gata să intre în viața ta. Ce ne spun ghizii spirituali? Ce te poate ajuta în această creație? Avem fluturele. Fluturele înseamnă o persoană transformată, metamorfozată, dar mai înseamnă și cifra zero, libertate. În viața voastră începe un nou ciclu. Nu trebuie să vă preocupați, vă spune tarotul, unde veți ajunge. Trebuie să fiți liberi precum un fluture. Ce vă spuneam? Ușor, ca un fluture, uite, vi se dau aripile. Tocmai ce vorbeam despre acea senzație că zbori, vi se dau aripile, mi se spune aici. Ce înseamnă că aveți aripi în această perioadă? Înseamnă că sunteți liberi, liberi. Fără atașamente, fără responsabilități. De anumite genuri, bineînțeles, fiecare avem responsabilități, dar veți simți voi o libertate și simt că veți simți libertate împreună cu cineva, nu o să o faceți singuri. Ia să vedem. Știu ce este vorba aici. Uite, și o situație materială, libertate materială. Wow, păi de-a Fecioare îi place acest lucru. Vedem aici o chestiune de noroc, văd la voi. Material care vine pe neașteptate și de la care nu aveți pretenții. Vă să aveți un noroc. Aveți o mare binecuvântare luna aceasta. Să vă arăt și imaginile. Avem fluturele care, iată, merge liber, nu știe încotro merge și peste el cade moneda aceasta. Superbă! Ați lucrat voi oare mult la această binecuvântare sau manifestați în viața voastră? Pentru că vine atunci când nu vă așteptați, dar ea a fost plănuită tot de voi. Uneori, ceea ce plănuim nu vine atunci când vrem noi și vine atunci când îi se permite să vină, că trebuie să îndreaptă o mare binecuvântare materială sau un lucru realizat. Da, dau banii peste voi, aveți 10 de monede. Ori primiți un ajutor, ori primiți o mărire de salariu în perioada asta, ceva care să vă dea libertate, ori vă plătiți un împrumut, vedem. Foarte, foarte benefică perioadă pentru Fecioară. Uite așa, că a venit și rândul vostru să fiți bine. Vedem aici binecuvântări materiale, dar fără să aveți așteptări. Dacă nu aveți așteptări și sunteți senini și liberi, să iubiți frumosul, să iubiți puritatea, Universul vă va binecuvânta cu mari, mari, mari realizări materiale în această lume. Avem moneda și avem deasupra aici, ne vine și 10 de monede în care ia priviți ce se întâmplă. Personajul acesta care are foarte mult material îi dă acestuia care vine. Deci veți primi ori joburi, ori măriri de salarii, ori poate daruri materiale, poate cineva va duce un împrumut de bani înapoi. Intră banii în casa voastră, primiți bani de unde nu vă așteptați și când nu vă așteptați. Vă spune spiritul. Păi așa, da, tălmăcire, să fie în fiecare lună. Ce ne spun ghizii spirituali despre liberul arbitru? Lucrurile asupra cărora aveți control și le puteți schimba. Uite, comunicarea cu cineva. Veți avea un schimb de comunicare cu cineva, va trebui să fiți foarte atenți cum percepeți mesajele acestei persoane, pentru că vin pe neașteptate. Vi se spune aici. Oare ce vă spune această persoană? Este un mesaj, poate divin, care aveți liber arbitru să-l percepeți sau să nu-l percepeți. Și persoanele care vin către voi și vă spun anumite lucruri sunt mesageri divini câteodată, se oprește un om pe stradă și spune un lucru și nu-l înțelege. Ce vrea să-mi spună și asta? În momentul în care comunici cu ghizii tăi spirituali și un om pe stradă necunoscut se oprește și spune ceva, vei percepe un mesaj, pentru că iată, acum ești deschis, ai fost deja în călătoriile acestea cu ghizii spirituali. Bineînțeles că
Sunt situații și situații. Fiecare om din viața ta, de fapt, îți transmite un mesaj spiritual. Credeți că voi chiar veți primi un mesaj de la cineva? Și vedem aici o persoană care pune niște lucruri la punct, cu stăpânire, se uită la această informație care vine și o va folosi pentru a pune niște lucruri la punct în viața sa. Oare te-ai gândit tu vreodată de ce anumite lucruri nu le poți face? De ce nu găsești o rezolvare? De ce nu găsești un răspuns? Te-ai dus să strigi la ghidul spiritual, dă-mi băi răspunsul, băi, că am nevoie de el. Și ghidul spiritual tace, bă, că n-aud niciun răspuns. Uite, nu-mi spune și mie, să-mi spună camizea, să o cheme pe zea, să-mi spună zea, domne. Și cum ar fi dacă tu ai facilita aceste comunicări cu ghizii spirituali și te-ai conecta încet, încet prin relaxare și prin recunoștință cu această energie și o persoană vine și spune o chestiune. Pe stradă, un coleg de serviciu, poate sau cineva, știu eu, din familia ta, o chestiune nevinovată. Este un paș de spade care aduce așa un mesaj, tamba. Vine și spune, trântește una. Este exact ceea ce aveai nevoie tu pentru a-ți pune la punct un aspect din viața ta. Vei fi tu capa, aici, aici ai liber arbitru, să primești acest mesaj ca pe ceva de, care îți dă putere sau îl vei scăpa printre degete. Care o fi acel mesaj? Ia priviți. Personajul care vine cu spada este un paj, trântește așa un răspuns, el nu vine cu ceva important, o solie importantă, e așa cu o chestiune, o remarcă și tu care iei această remarcă și uite cum pui la punct ceva din viața ta, dar cu ajutorul acestui mesaj sau aceste informații. Să vedem ce se mai întâmplă aici. Și bineînțeles că mi se arată pentru a pune la punct acest lucru va trebui să dai ceva în schimb acelei persoane. E uite că ai liber arbitru. O să vezi tu cine este această persoană. O să recunoști tu ajutorul inocent și involuntar al acestei persoane. Dă-i ceva la schimb. Pentru că trebuie să existe un schimb de energie. Ce poți să-i dai? Știu eu. Poate vine un vecin și spune, uite mă, am auzit că angajează unii la nu știu ce instituție. Și vecinul acela nu știe că tu o să te duci acolo la acea instituție, că așa o să simți tu și că o să iei un job foarte bun. Vă dau un exemplu, da? Că nu o să fie așa toată lumea. Și că vezi acolo și iei un job foarte bun, te și dai o cafea vecinului și vecinul nu o să știe de ce îi dai o cafea sau îi dai ceva frumos acolo, un cadou vecinului. Nu o să știe de ce. Nu trebuie să-i spui. Dar tu știi. Pentru că datorită lui ai avut o realizare. Să poate cineva îți face cunoștință. Uite, un prieten de-al meu. Și mai târziu te îndrăgostești de acel prieten și devine, știu, poate iubitul tău. Dar acea persoană n-a știut că datorită ei sau lui ți-ai cunoscut iubirea. Du-te și adu-i o recunoștință acelei persoane. Trebuie să faci un schimb de energie cu cineva care te ajută fără să-și dea seama. Dar tu ai liber arbitru să recunoști cine este acea persoană care te ajută sau care te-a ajutat în trecut. Și fă un lucru de recunoștință pentru ei. Pentru că astfel vei clădi o karmă pozitivă. Aceasta a fost rămăcirea pentru fecioară. Vă iubesc necondiționat. La revedere!